Începem calendarul zilei prin a aminti data de 15 mai a anului 1685, când urcă în scaunul țării Moldovei domnitorul Constantin Cantemir, tatăl celebrului Dimitrie Cantemir. Acesta a deținut tronul până la moartea sa în anul 1693. Adică Dimitrie Cantemir este cunoscut pentru că a fost autor, cărturar, compozitor, etnograf, filozof, istoric, lingvist. Acesta a scris una dintre cele mai cunoscute opere din literatură, Descrierea Moldovei, scrisă în latină în 1714-1716. Astăzi, de asemenea, o să vedeți că sărbătorim și ziua latinității. În 1718 a fost patentată prima mitralieră din lume de către James Buckle, un avocat din Londra. În 1861 s-a înființat la București prima școală românească de medicină veterinară, iar în 1877 a apărut la București cotidianul România Liberă, ziar politic și literar aflat sub conducerea lui Dimitrie August Laurian, până la 14 iunie 1889. Apoi, în anul 1928, trebuie să amintim de celebrele personaje de desene animate Mickey Mouse și Minnie Mouse. Aceștia apar pentru prima dată în filmul Plan Crazy de Walt Disney. Trecem la anul 1970, când The Beatles lansează albumul Let It Be în Statele Unite, piesă albumului pe care o vom asculta și noi imediat aici la Ce Bună-i Dimineața. Tot astăzi, în 15 mai, sărbătorim Ziua Internațională a Familiilor, apoi Ziua Latinității, după cum spuneam ceva mai devreme, și Ziua Medicului Veterinar. Și tot astăzi trebuie să-i spunem la mulți ani fostului nostru coleg Radu Nechit, care își sărbează astăzi ziua de naștere. La mulți ani! Îi spunem la mulți ani, îi dedicăm și piesa următoare, Let It Be. Myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Let it be, whisper words of wisdom, let it be. When all the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. But though they may be parted, there is still a chance that they will see. Let it be.